Salut! Sunt Răzvan și astăzi mergem într-un cartier special din București. Este vorba despre cartierul creativ din cadrul Romanian Design Week 2017, cel mai important eveniment dedicat designului românesc. Cartierul creativ este amplasat pe strada Grigore Cobălcescu la numărul 45 și însumează peste 4.000 de metri pătrați de artă în stare pură. Haideți să facem un mic tur! Romanian Design Week, pe de o parte, are ca vedetă o expoziție centrală cu cele mai bune lucrări ale designerilor de produs, graficieni, design vestimentar, arhitectură și design interior. În același timp, există o serie de evenimente conexe, colaterale. Și anul acesta sunt peste 40 de astfel de proiecte în oraș, în interiorul acestor 10 zile de eveniment. Și vorbim despre conferințe, alte expoziții, petreceri. Este interesant, cred că anul acesta la Design Week adăugăm o nouă preocupare prin o expoziție gândită tot de noi alături de partenerul ANG. Este o expoziție care se numește Redesign Craft și încearcă să promoveze mai mult decât s-a făcut până acum relația dintre meșteșugari tradiționali români și designeri contemporani. Vorbim despre comunități și meșteșuguri specifice zonei Deltei Dunării sau Transilvaniei sau comunităților de romi. Ne aflăm la etajul 2, la zona de fashion. Eu mă gândesc să rămân aici. Cam prea colorat pentru gustul meu. Aici avem blăniță, care nu este naturală. Nu e natural. Suntem eco, suntem prieteni cu animalele. Nu trebuie să ne facem blăniță. Aici parcă treaba stă un pic mai bine, aici parcă începe să-mi plac. Negru, alb. Asta cred că este un fel de colier cumva de făcut loc în club, știi? Să nu te înghesui prea tare. Romanian Design Week are mai multe obiective. Deocamdată, dacă ne întrebăm imediat pe cine poate să ajute, un răspuns este pe fiecare designer în parte pentru a se prezenta colegilor de breaslă. Este o oportunitate foarte importantă de a aduce designul mai aproape de publicul larg. Și o altă oportunitate foarte importantă pentru România, design românesc și fiecare designer în parte, este aceea de a fi în contact cu piețe europene și cu specialiști din piețe europene. Într-un carton. Foarte tare.
Deci ca să vă dați seama cât de mici sunt, comparați cu degetul meu. Deci sunt așa. Care este primul lucru pe care tu ți l-ai printat la o mașină 3D? Mi-aș face un telefon sau un săpun 3D. România Design Week se închide duminică 28 mai la ora 10. Expoziție pe strada Grigore Cobălcescu numărul 45, sunt 4.000 și ceva de metri pătrați care prezintă proiecte, cred eu, foarte bune. Și le-aș spune și celor care până astăzi nu au fost interesați de acest univers, că este un univers foarte prietenos. Sunt convins că oricine, indiferent de gradul de intimitate pe care l-are cu designul, dacă vine în expoziția noastră, găsește cel puțin un obiect de care să îndrăgostească, cel puțin o experiență care să facă vizita în expoziția noastră cu siguranță memorabilă. Asta este doar o mică parte din tot ceea ce puteți vedea în cadrul expoziției. Vă recomand cu căldură să veniți să o vizitați. Cu siguranță veți găsi ceva și pe gustul vostru.